Sfânt este Tatăl nostru Dumnezeu. Amin. Sfânt este Domnul nostru Iisus Hristos. Și Sfânt este lucrarea Duhului Sfânt. Amin. Vă bucur în seara aceasta să vin în jurul dumneavoastră după aproximativ un an. Așa rânduie Dumnezeu să ne întâlnim din nou, pentru că ăsta a fost planul lui Dumnezeu. Că a fost planul lui Dumnezeu în seara aceasta, iată-ne că ne întâlnim la părtășie aici unde se adună frații, unde se adună surorile. Și cel mai important, unde este prezent Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Vă rog, dragi frați și surori, să dați cinste cuvântului, să ne ridicăm în picioare în unul cu toții. Doresc să citesc un singur verset din Isaia, capitolul 25, cu versetul 9. Cuvântul Domnului spune asta. Aici unde Dumnezeu este prezent, și aici unde Dumnezeu dă binecuvântarea. Aici, în seara aceasta, Dumnezeu este prezent prin Duhul Sfânt, de aceea vrem să ne bucurăm de cântare, vrem să ne bucurăm de rugăciunea care am făcut-o, vrem să ne bucurăm și de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este viață. În seara aceasta avem prilejul minunat să stăm la părtășie cu Dumnezeu, de aceea este o seară de evanghelizare și dorim ca seara aceasta să fie o seară câștigată pentru sufletul nostru. Trupul poate nu are vreun câștig în seara aceasta, dar sufletul nostru cu siguranță va avea un câștig slăvit să fie Domnul. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să vorbesc câteva cuvinte despre care a fost planul lui Dumnezeu pentru mântuire, pentru mântuirea noastră și care a fost planul lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. Bineînțeles, răspunsul este mântuirea. Dar doresc să vorbesc câteva cuvinte și câteva lucruri în care să mă leg în seara aceasta și aș dori să mă leg de câteva versete. Și doresc în seara aceasta, dragii mei, ca Dumnezeu să ne dea o minte înțeleaptă, să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu și să ne bucurăm totodată că Dumnezeu a lăsat peste noi mântuire, slăvit să fie Domnul. În primul rând, dragii mei, dragi biserică, Dumnezeu, în planul acesta de mântuire, a avut un plan cu întreaga omenire să facă ceva și planul și scopul lui Dumnezeu este, în primul rând, să ne ducă în cer, pentru că acolo ne-a pregătit un loc. De aceea Dumnezeu să ne ajute să putem să ne pregătim, cei ce nu sunt încă pregătiți să se pregătească, cei ce nu l-au ales pe Dumnezeu, poate seara aceasta să le aleagă pe Dumnezeu, pentru că avem un Dumnezeu milostiv și bun, slăvit să fie Domnul. În primul rând, dacă biserică, Dumnezeu, în primul rând, a adus iertare, slăvit să fie Domnul. În primul rând, Dumnezeu a avut în planul Său pe acest pământ, dragii mei, cu venirea Sa pe acest pământ, să lasă iertare peste noi, peste întreaga biserică, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, dacă deschidem în Psalmul 130, Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, un psalm minunat, Psalmul 130 cu versetul 4. Dar la tine este iertare ca să fii de temut. În seara aceasta, dragii mei, Dumnezeu vreau să spună și mie și ție că și planul lui Dumnezeu pentru acest pământ a fost să lase iertare. Dacă biserică, unii dintre noi a primit această iertare, dar în seara aceasta sunt poate unele suflete care încă n-au primit iertare lui Dumnezeu, dar există posibilitatea ca în seara aceasta, dragii mei, fiecare să primim iertare, slăvit să fie Domnul. Avem un Dumnezeu bun care este milostiv față de cei care îl caută. De aceea, în seara aceasta, dacă noi l-am căutat pe Dumnezeu și în seara aceasta am avut posibilitatea de a veni în casa lui Dumnezeu, dacă vom cere iertare, Dumnezeu ne va ierta, slăvit să fie Domnul. Credeți lucrul acesta? Dragii mei, Dumnezeu este un Dumnezeu milostiv, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, dar la tine este iertare ca să fii de temut. În seara aceasta, dragii mei, în primul lucru pe care Dumnezeu vrea să ne-l vorbească nouă personal, care a fost planul lui Dumnezeu pentru acest pământ, a fost să lase iertare peste pământeni, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta, noi care suntem creștini, poate de mai puțină vreme sau de mai multă vreme, ne bucurăm de iertarea aceasta, slăvit să fie Domnul. Dar poate în seara aceasta sunt câteva suflete în casa lui Dumnezeu care încă n-a primit iertarea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că iertarea lui Dumnezeu și ziua de astăzi este valabilă, slăvit să fie Domnul, pentru că sângele lui Iisus Hristos și
astăzi încă curăță, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, în seara aceasta avem oportunitatea să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne cerim iertare. Pentru că El încă iată, slăvit să fie Domnul. Spune Psalmul acesta 130, dar la tine este iertare. Poate un om nu te iartă dacă poate ai greșit un anumit lucru și poate te ține ani de zile. Dar vreau să răspund în seara aceasta, dacă vine înaintea lui Dumnezeu, sincer, acest Dumnezeu ne poate ierta, slăvit să fie Domnul. Pentru Domnul nu este păcat care să nu-L ierte și este menționat, deși este una pe prima Domnului Sfânt. Dar, dragii mei, Dumnezeu în seara aceasta poate să facă un lucru. Tot trecutul tău, toată viața ta păcătoasă, orice păcat ai făcut în neștiință. Vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu poate să ne ierte, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta, dragi biserică, doresc să ne apropiem de Dumnezeu. Și noi care suntem credincioși, și noi care poate umblăm pe casa, în casa lui Dumnezeu și pe calea aceasta, poate și dumneavoastră care nu cunoaștem de Dumnezeu atât de bine, haideți să ne apropiem față de El. Pentru că este Dumnezeu mare, slăvit să fie Domnul. Haideți să deschidem în 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, este un verset foarte minunat, îmi place foarte mult. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Suntem în seara aceasta în casa lui Dumnezeu. Sunt poate și oaspeți ai casei Domnului sau oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu sau poate cunosc pe Dumnezeu într-o mică postură. Vreau să vă spun, dragii mei, că planul lui Dumnezeu pentru omenirea aceasta a fost să lasă iertare și peste mine și peste tine. Sângele Domnului Iisus Hristos nu face diferență. Nu iartă pe unul și pe altul nu iartă, ci sângele lui Iisus Hristos iartă pe cel care vine la Dumnezeu să-i recunoaște și cere iertare lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta, dragul meu ascultător, care ești în casa lui Dumnezeu, cere iertare de la Dumnezeu, mărturisește-ți viața de la Dumnezeu și Dumnezeu este gata să se întindă mâna către tine, slăvit să fie Domnul, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, dacă ne mărturisim păcatele, tu știi viața ta în seara aceasta, tu știi trăirea ta, tu în seara aceasta știi cum trăiești, cum trăiești în familie, cum trăiești poate la muncă, în societate, Dumnezeu te știe și tu te știi. Dar în seara aceasta, dacă vii înaintea lui Dumnezeu și te mărturisești păcatele, El este credincios. Și drept ca să ne ierte păcatele și încă un lucru, să ne curățească de orice nelegiuire. Poate spui în seara aceasta, am venit în casa lui Dumnezeu, și aici sunt oameni prihăniți și noi suntem ca și tine. Și noi suntem oameni care greșim, păcătuim, dar în viața noastră a fost un moment în care ne-am făcut o analiză totală. Și apoi i-am spus, Doamne, aceste sunt păcatele mele, vreau să mă mărturisesc și să mă întorc la tine. Seara aceasta și tu, drag ascultător, care asculți cuvântul lui Dumnezeu, tu care poate nu ai făcut un legământ cu Dumnezeu sau poate ai venit de câteva ori la biserică. Vreau să spun, dragul meu, fă-ți o analiză a vieții tale și Dumnezeu în seara aceasta este gata să lase iertare peste viața ta. În seara aceasta Dumnezeu are putere să te elibereze de orice păcat, de orice nelegiuire și în seara aceasta Iisus Hristos să te curățească, slăvit să fie Domnul, pentru că avem un Dumnezeu mare, glorificat să fie numele. Credeți că Dumnezeu poate să lase iertare? Amin. Domnul iar. Cei care sunteți de credincioși, credeți că Dumnezeu poate să lase iertare peste dumneavoastră? Dragii mei, Dumnezeu încă iartă pentru că este bun. Și în vremea aceasta vreau să vă spun că mai este ușa deschisă. Nu știm când va mai fi ușa deschisă. Dragii mei, auzeam chiar aici, în partea dumneavoastră a Bulgariei, se închid bisericile. În partea noastră, partea aceea de Siret și în Ucraina, sunt probleme iarăși. În Rusia, iarăși se închid bisericile. Dragii mei, diavolul luptă foarte mult ca să dărâme lucrarea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că lucrarea lui Dumnezeu va rămâne în picioare, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, în seara aceasta este ușă deschisă. Pentru tine, dragul meu.
să te întorci la Dumnezeu. Dumnezeu poate să lase iertare peste tine. Peste viața ta, peste familia ta. Poate spui că am unele păcate care Dumnezeu nu mi le iartă. Sau nu poate să mi le ierte. Dragii mei, Dumnezeu poate să ierte. Dumnezeu poate să elibereze. Dumnezeu poate să curățească. Dumnezeu poate să dea la o parte toată viața ta murdară și să-ți facă și să-ți dea o viață nouă. Pentru că Domnul se era aceasta, sunt sigur că are haine pregătite pentru cei care vor să-L primească pe Dumnezeu. În seara aceasta, dragii mei, trebuie să te recunoști că ești un păcătos și să te mărturisești înainte lui Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu va lăsa iertare peste tine, slăvit să fie Domnul. Dacă mergem în Psalmul 103, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, versetul 11. Și cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea Lui pentru cei ce se tem de ea. Dragii mei, în seara aceasta, Dumnezeu are o bunătate mare față de tine. Dacă ți-a dat viață și ești în seara aceasta în casa lui Dumnezeu, dă slavă celui prea înalt. Dacă noi am venit din Suceava către dumneavoastră și am ajuns bine, să dăm slavă celui prea înalt. Țin minte că eram în Italia și ieșeam de pe autostradă și plecam pe alta autostradă și pe la câțiva kilometri. De două ori am să fiu deja mort. Dar pentru că a fost bunătatea lui Dumnezeu alături de mine, astăzi sunt în viață. Câțiva kilometri să ieși pe autostradă, să mergi pe alta. Doar câțiva kilometri. Dar noi acum am venit de la câteva sute de kilometri și Dumnezeu mi-a păzit. Slăvit să fie Domnul! Bunătatea lui Dumnezeu este alături de cei ce te tem de El. Dacă în seara aceasta te tem de Jesus Dumnezeu, El este gata să lase peste tine iertare. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, să crezi că bunătatea lui Dumnezeu te poate ierta. În seara aceasta, dragii mei, să crezi că Dumnezeul acesta poate în seara aceasta să lase peste tine iertarea aceasta prețioasă. Avem nevoie de iertare, aveți nevoie de iertare. Și noi, și dumneavoastră, vreau să vă spun că Dumnezeu poate să lase bunătatea să peste noi. Este seara în care tu să te gândești și să vezi, poate ești la o vârstă mai înaintată și că Dumnezeu te la viață și ești în casa lui Dumnezeu. Este un har din partea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Poate alții mai bătrâni au murit și au plecat, dar tu pentru că poate seara aceasta ești în casa lui Dumnezeu, ai încă o șansă să te întorci la Dumnezeu, să-L chemi pe Dumnezeu și acest Dumnezeu te poate primi, slăvit să fie Domnul, pentru că avem un Dumnezeu sfânt. Avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu care te știe și mă știe. Și seara aceasta știe cu ce gând ai venit în casa lui Dumnezeu. Știe cu ce inimă ai venit în casa lui Dumnezeu. Dar dorim în seara aceasta ca noi, în seara aceasta, să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu ca niște oameni păcătoși. Ca și niște oameni greșiți și El ne va primi slăvit să fie Domnul. Dacă mergem în Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, vreau să ne la al doilea lucru care vreau să vorbesc în seara aceasta, care a fost planul lui Dumnezeu pentru omenirea întreagă, a fost să lase mântuire. A fost să lase mântuire și peste mine și peste tine. Dumnezeu n-a ținut cont de naționalitate, că eu sunt bucovinian, că dumneavoastră sunteți olteni, nu. Dumnezeu n-a ținut cont, nu ține cont de țară, nu ține cont că ești dintr-o parte sau altă, nu ține cont că ești mai bogat sau mai sărac. Mântuirea o primește oricine îl caută pe Dumnezeu. Ioan capitolul 3 cu versetul 16, un verset minunat. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie Domnul în seara aceasta. Vreau să vă spun că mântuirea este un dar dat de Dumnezeu. Cei care ați încheiat un legământ cu Dumnezeu și răslujiți pe Dumnezeu,
O să vă pun o întrebare. Darul acesta care Dumnezeu ne l-a dat nouă, îl mai prețuiți? Mai prețuiți mântuirea dată de Dumnezeu? Sau trăim o pocăință ușoratică? Dragii mei, în vremea aceasta este nevoie să trăim o pocăință reală. Este nevoie să trăim o pocăință autentică. Este nevoie, dragii mei, să prețuim darul dat de Dumnezeu. Dragii mei, alții s-au sacrificat și au dat viața ca să primească mântuirea și noi suntem în casa lui Dumnezeu. Și aici este bine, stăm și nu este o altă problemă și putem să primim mântuirea. Tu care ești în casa lui Dumnezeu și care încă n-ai încheiat un legământ cu Dumnezeu, vreau să-ți spun că este seara potrivită. Poate ai mai ascultat cuvântul. Poate te-a mai chemat, poate sora sau fratele, vecinul, păstorul. Vreau să spun în seara aceasta, nu lăsa clipa aceasta să treacă, că poate mâine nu este altă clipă. Poate mâine poți să pleci. În seara aceasta, dragii mei, nu vrei să primești darul acesta de preț. Vedeți, dumneavoastră vin sărbătorile, așa cum spune cei din lume, că vin sărbătorile de iarnă. Unii își fac cadou la alții. La seara aceasta, tu poți să primești un cadou mai mare decât orice cadou de acesta. În seara aceasta, tu poți să primești mântuirea în dar. În seara aceasta, dragii mei, dacă ți-a dat poate aur, dacă poate ți-a dat mai, poate orice bogăție de pe acest pământ, în luna aceasta decembrie, când se spune că se dau cadouri, dragii mei, în seara aceasta, tu poți primi mântuirea în dar, slăvit să fie Domnul. Să nu refuzi. Ea este în fața ta. În seara aceasta, ți se pune în față viața sau moarte. Binecuvântarea sau blestemul. Deuteronom scrie cuvântul acesta. Dragii mei, doresc ca Dumnezeu să ne ajute să ne gândim la versetul acesta. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că și-a dat viață. Gândiți-vă dumneavoastră, acest Iisus a murit pe cruce ca noi, în seara aceasta, să fim răscumpărați de slăviți să fie Doamne. A murit pe cruce pentru noi, ca noi în ziua de azi să avem viață și avem viață prin Iisus slăviți să fie Doamne. Dragii mei, doresc să mergem mai departe și doresc să mergem în Ioan, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 21, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 21. Preiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. În seara aceasta, mântuirea este o șansă de salvare pentru viața ta. Este o șansă de salvare, dragul meu, pentru familia ta, pentru tine personal. Dragii mei, în seara aceasta, haideți să avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem ca Dumnezeu să ne dea mântuire. Cei care am primit mântuirea, Dumnezeu să ne ajute să o ținem până la sfârșit. Cei care nu ați fost mântuiți în seara aceasta, aveți posibilitatea să primiți mântuirea lui Dumnezeu. Amin. În seara aceasta, stai înainte lui Dumnezeu pe care nu-L vezi. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că noi îl simțim pe Dumnezeu. Păi în seara aceasta, dragii mei, nu-L vedem pe Dumnezeu, dar îi simțim mâna. Îi simțim binecuvântarea care în săptămâna aceasta am început o săptămână nouă cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă ai sănătate în trup, dacă nu ești în pat de spital, dacă în seara aceasta poate ești în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a făcut bine și ai de mâncare și ai toate lucrurile, este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. În seara aceasta, dragul meu, doresc ca împreună cu tine, împreună cu dumneavoastră, să facem un lucru, să acceptăm mântuirea ca salvare. Pentru că mântuirea este salvare, slăvit să fie Domnul. Amin. În fața ta va sta această mântuire și stă această mântuire. Vei vrea să o primești sau vei refuza? Dacă în seara aceasta vei refuza mântuirea, vei refuza pe Iisus Hristos. Dacă în seara aceasta vei refuza mântuirea, vei refuza
Și versetul acesta, pe care atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. În seara aceasta, dragii mei, suntem în casa lui Dumnezeu și dorim ca mântuirea aceasta să fie o salvare pentru noi. Vreți să mergem mai departe și să mergem în Isaia, capitolul 44, cu versetul 22. Cuvântul Domnului spune astfel. Capitolul 44, cu 22. Uitați-vă ce verset minunat. E un ștept fără de legere, ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci te-am răscumpărat. Prin ce ne-a răscumpărat Dumnezeu, dragii mei? Iisus Hristos a fost dat ca acest pământ să moară pe un lemn, ca ziua de astăzi eu și tu să fim răscumpărat al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Îți stă în seara aceasta în față o binecuvântare mare. Domnul poate în seara aceasta să șteargă fără de legile ca un nor. Vedeți un nor? Ziua trece. Așa păcatele tale, păcatul tău și păcatul fiecăruia poate să fie și să fie Domnul. Dragii mei, ca o ceață, întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Domnul ne-a răscumpărat, dragii mei. Un om poate să plătească un preț și poate acest om nu ne poate da mântuirea, dar a venit un singur om și acest om este Iisus Hristos. El ne-a dat mântuirea și prin El am primit salvarea slăvit să fie Domnul. Nu vrei să primești această salvare? Nu vrei să te întorci la Creatorul tău? Nu vrei să te întorci la acest Dumnezeu minunat care astăzi tu prin harul lui ai deschis ochii? Alții poate n-au deschis ochii. Alții poate pot să nu au vedere, alții poate nu pot să audă, nu pot să vorbească, dar tu în seara aceasta, dragul meu, pot să vorbești, pot să auzi. Poți să vezi harul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, mântuirea este întoarcerea ta la Dumnezeu. Este întoarcerea de la păcat, de la fără de lege, la neprihănire, amin, la bucurie, la mântuire, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta ai prilejul acesta să primești mântuirea lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu pentru omenirea întreagă a fost să lase iertare, să lase mântuire. Și ultimul lucru pe care aș dori să vorbesc în seara aceasta este să lase nădejde. Ce minunat ca un creștin să trăiască cu nădejdea mântuirii. Amin. Știind că după un timp pe care îl treci pe acest pământ, un timp pe care poate îl treci mai mult sau mai puțin, vei pleca acasă. Nu vei să doar înțelegi, ci sufletul tău va pleca la locul pregătit de slăvit să fie Domnul. Pentru că Iisus a spus astfel, eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi, în seara aceasta. Tu care n-ai primit mântuirea, locul îți este pregătit. Primește pe Iisus în inima ta. Primește pe Iisus în viața ta și vei vedea schimbarea făcută de Hristos, slăvit să fie Domnul. Care ar fi mai mare bucurie decât să ai această mântuire vie care poate nu se fură nimeni. În seara aceasta noi ca creștini vrem ca mântuirea aceasta să o ducem până la sfârșit, să căutăm pe Dumnezeu și să ne menținem mântuirea aceasta până la capăt și apoi vom pleca în Rai și vom fi în Rai slăvit să fie Domnul. Nu vrei să fiu mântuit? Nu vrei să fiu răscumpărat al lui Dumnezeu? Cuvântul Domnului spune în Isaia, eu te-am răscumpărat. Cine? Iisus, slăvit să fie Domnul. Acest Iisus în seara aceasta poate să lase iertare, poate să lase mântuire, slăvit să fie Domnul. Poate vreun om să lase mântuire? Poate vreun om să lase iertare? Niciunul. Acest Iisus, slăvit să fie numele, El poate să ne lase. Pentru că în seara aceasta vreau să spun că El privește către inima ta. Privește către viața ta. Și vrea să-ți întind o mână. Nu refuza mâna lui Iisus.
să te acord în ziua de astăzi și altă dată să nu mai vină. Dacă astăzi, prin cuvântul Evangheliei, auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu se pietruie inima, ci acceptă de Dumnezeu în viața ta. În Luca, capitolul 18, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, de la versetul 28 începând. Atunci Petru a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Dragii mei, ucenici au lăsat toate averi, dar nu cred că au avut averi, lucruri mici, mărunte. Poate noi avem averi mai mari decât aveau ucenicii. Dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Petru a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus a zis, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau nevastă sau frați sau părinți sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul de acum și în veacul viitor, ia să vezi. Acest Dumnezeu poate să schimbe seara această viață. Poate să-ți dea un viitor și o nădejde pe acest pământ. Poate să te binecuvinteze aici și Dumnezeu poate să-ți dea mântuirea și viața veșnică dincolo. Ce minunat este cu Dumnezeu, nu? Ce frumos este cu Dumnezeu! Eu personal mă bucur! Mă bucur de familia mea, mă bucur de mine personal, că Dumnezeu a lăsat mântuire. Nu vrei să fii tu mântuirea Domnului? Nu vrei să primești mântuirea în dar? Nu vrei să primești pe Iisus? Acest Iisus, un nume minunat, să vii să fie Domnul. Un nume viu, un nume care trăiește. Omul moare. Frunza de pe copac se înțelește. Dar numele lui Iisus rămâne viu în vecii vecilor. Slăviți să fie Domnul. Pentru că El este viața. El este viața. El este iertarea. El este mântuire. El este nădejdea. Binecuvântați să fie Domnul. Dragii mei, planul lui Dumnezeu pe domenirea aceasta a fost să lase nădejde, să lase iertare, să lase mântuire și să lase nădejde. Și minunată în seara aceasta ca noi, copiii lui Dumnezeu, să avem nădejde în inimă. În seara aceasta, dragii mei, vreau să spun că după viața pe care vei trăi pe acest pământ și prin chinuri și prin necazuri și prin nenorociri și prin pagube mari și prin binecuvântări și prin tristeții. Vreau să spun, dragul meu, că după o viață trăită pe acest pământ, tu vei pleca cu unul Dumnezeu să plecă de loc. Dacă vei fi un copil al lui Dumnezeu până la sfârșit. Vreau să ne mai departe și să mă apropi de încheiere. În Ioan, capitolul 3, cu versetul 36, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, cine crede în Fiul are viață veșnică. Dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste ea. Nu vrei seara aceasta, ca mânia aceasta să te dea la o parte? Și tu să primești seara aceasta viața veșnică. Ce trebuie să faci seara aceasta, dragul meu? Să crezi! Să crezi în Iisus! Să crezi în Dumnezeu, să crezi în mântuire, să crezi în viața veșnică! Și Dumnezeu în aceasta te va binecuvânta, slăvit să fie Domnul. Doresc să merg și să citesc ultimul verset. În Ioan, capitolul 5, cu versetul 24. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. În seara aceasta îți stă viața în față. O viață care nu trăiești doar 50, 60, poate 80 de ani, nu știu, 100 de ani, 110 ani. Această viață, Dumnezeu poate să ți-o dăruiască. Și să vezi această viață și după moarte. Pentru că după moarte există o altă viață. O viață în care nu va mai fi suferință. O viață în care nu va mai fi durere. O viață în care nu va mai fi suspin. Nu va mai trebui să mergi la medic. Nu va trebui să poate să mergi la
avem de fel de oameni ca să rezolve problemele și atunci vei sta cu Dumnezeu și te vei bucura pentru că ai suferit pe acest pământ. Dar Domnul a pregătit și o binecuvântare pentru noi, să fim cu El acolo în cer, slăviți să fie Domnul. În seara aceasta, dragii mei, nu vrei să ai această nădejde? Această nădejde vie care să mergi cu ea până la sfârșit. Gândește-te la anii care i-ai pierdut până în momentul de față. Poate spui că ți-ai realizat ceva cu pământești. Vreau să spun că ceea ce ți-ai realizat este nimic. Se poate la doar într-o singură seară. Se poate la într-o singură seară. Dar vreau să vă spun un lucru. Mântuirea și viața veșnică nu ți-o poate lua nimeni. Pentru că ce dă Iisus? Ce stăruiește Iisus rămâne veslăvit să fie Domnul! Dragii mei, în seara aceasta ești gata să primești Iisus? În seara aceasta ești gata să primești mântuirea lui Dumnezeu? Mântuirea aceasta care nu-ți dă un om, ci îți dă Iisus Hristos? În seara aceasta, dragii mei, suntem înaintea Creatorului și simt prin Duhul Sfânt că Dumnezeu se uită către tine, către viața ta. Și spune, seara aceasta vreau să-ți las iertare. În seara aceasta vreau să-ți las mântuire. Vreau să-ți las nădejde. Primește nădejde aceasta. Nădejde nu poți să ai de la un om. Ci Iisus poate să-ți dea această nădejde. Slăviți să fie numele lui Iisus. Primește pe Iisus în seara aceasta și nu-L refuza, îți va bate la inimă. Ce mi-i place? Dragul meu, dacă m-ai refuzat pe acest Iisus la judecată, cum te mi-ai îmbrățișat înaintea Lui? Ce mi-i spune? Ce răspuns vrea avea? Este seara potrivită. Este 10 decembrie 2018, în final de an. Dumnezeu poate să-ți ierte tot anul acesta care e păcătuit de înaintea Lui. Și poate să-ți dea un viitor și nădejde. Că Dumnezeul acesta este sfânt. Vrea să te facă sfânt. Și vrea să te primească copilul lui Dumnezeu. Vrei să fii copilul lui Dumnezeu? Vrei să accepți mântuirea lui Dumnezeu? Vrei să accepți planul lui Dumnezeu, dragii mei? Viața aceasta nu este să-ți realizezi poate o carieră neapărat. Să-ți realizezi poate o familie neapărat. Viața aceasta este să-ți realizezi o viață împreună cu Iisus. Să fii un stâlp în casa lui Dumnezeu și să-i fii de folos stăpânului. Dragii mei, viața aceasta se va duce. Vei pleca de pe acest număr într-o zi. Poate eu mă repede dumneavoastră mai târziu. Sau poate invers. Dar într-o zi vom pleca. Depinde cum pleci de pe acest număr. Pleci cu mântuirea, da? Sau vei pleca în seara aceasta, dragul meu? Poate vei pleca fără Iisus. Vai de cel care va pleca fără Iisus. Vai de cel care va pleca fără Iisus în seara aceasta. Cuvântul predicii. Cuvântul din seara aceasta vezi prin Duhul Sfânt. Într-o zi va sta în față la judecată. În seara aceasta, alege. Vă rog să vă ridicați în picioare. În seara aceasta, dragul meu, ai ascultat Evanghelia. Ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Ai văzut care este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Ai văzut care ți este lucrarea, ce vrea să facă Dumnezeu cu tine? Ce vei alege? Vei alege să continui tot în destrăbălare, în murdărie, în nenorocire, poate într-o familie destrăbălată, sau vei alege să trăiești o viață cu Hristos, să trăiești o viață cu Creatorul, să trăiești o viață cu Cel ce te-a răscumpărat și a plătit un preț pentru tine? Ce vei alege? Iisus îți este baza în seara aceasta. Și Iisus vrea să-ți câștige inima. Vrea să intre în inima ta. Chiar în momentul acesta îți bate la ușă. Îl primești? Știu! Cântul este în inima ta și în mintea ta. Ce să fac? Să merg în față, să nu merg? Ce să fac? Vreau să spun, dragul meu, că seara aceasta va trebui să-l biruiești pe Satan. Cântul tău în seara aceasta, dragul meu, va trebui să fie gândul lui Hristos. Pentru că Dumnezeu îți vrea binele. Vreau să pun întrebarea aceasta. În urma cuvântului găsit prin Duhul Sfânt, este cineva care vrea să se întoarcă la Dumnezeu?
Este cineva care poate vrea să se împace cu Creatorul? Este cineva care poate vrea să primească mântuirea aceasta? Să primească iertarea aceasta? Dacă este cineva să iasă în față, Dumnezeu vrea să te cerceteze ziua aceasta. Da. Și vrea să te întorci la El. Știu, ai mai auzit cuvântul. Ai mai auzit cuvântul. Dragul meu, în seara aceasta este seara potrivită. Să chem pe Dumnezeu viața ta. Și să iau alegere. Poate vei spune ce va spune soțul, ce va spune soția, poate ce va spune copiii. Nu ne interesează cei din jur, ne interesează de sufletul nostru, dragii mei. Sufletul nostru este în joc în seara aceasta. Nu este sufletul mamei sau tatălui meu, ci este sufletul meu personal. Ce voi face? Ce voi face fără Iisus în ziua de mâine? Ce vei face? Noi avem o garanție. În seara aceasta noi avem o nădejde. Că Iisus Hristos poate să ne mântuiască. Pune-mă întrebarea aceasta. Este cineva care vrea să urmeze pe Iisus Hristos în seara aceasta? Dacă este cineva să iasă în față, să-și predea mâna și viața, să dea mâna cu Iisus, să-și predea viața în mâna cu Iisus. Domnul te așteaptă. Domnul Iisus te așteaptă. Nu doresc ca cuvântul acesta să fie mărturie în ziua de altă. Și doresc ca seara aceasta să te predai înainte lui Dumnezeu. Să te proștem înainte lui Dumnezeu și să spui, Tată, vin înaintea ta. Dar vin ca un om care știu că n-am făptuit de prihănirea. Sunt păcătos. El poate să lasă iertare. Este cineva care vrea să-mi bagă la Dumnezeu să iasă în față. Eu știu că îți bate inima și nu știi ce să faci. Iisus te cheamă! Iisus te cheamă în seara aceasta. Ce vei face? Vei sta de pasator? Nu vrei să-L primești pe Iisus care ți-a dat viața? Ți-a dat această trăire să treci pe acest pământ? Nu te gândi. Nu te gândi. Și fă alegerea cea bună. Că doar unul este viața. Doar unul este mântuirea. Doar unul este Creatorul. Vrei să pleci fără Iisus în seara aceasta? Vrei să pleci fără Mântuitorul acesta în seara aceasta? Dacă pleci în seara aceasta, unde pleci? Dacă vei pleca de pe acest pământ, unde ți este loc? Ai vreo garanție? Ai vreo siguranță? Dragii mei, ne credem ca biserică în nădejdea vie. Ne credem ca biserică în Iisus. Mai punem o singură întrebare și o ultima. Este cineva